5 puncte agonisite din 6 partide. Și un prim angajament în care Van Vormer aduce pucul lui Borisenko și mintea regulamentului jocul continuă. Ambruș. Poziție de șut și gol! Poziție de șut pentru jucătorul numărul 40, Boyko Botond, care avansează, câștigă câțiva metri și le execută pe Alex Dubo în minutul 9 și 39 de secunde. Valharj intră în treime. Sam Jones. Levin șutează și marchează din poziția preferată. David Levin înscrie nestingerit pe lângă Melniciuc la colțul scurt și după 22 de secunde este 1-1. Alex Dubo, nu cred că a văzut mare lucru Dubo, acum însă a văzut traiectoria la execuția lui Nemet și a avut o nouă paradă. Nemet din nou și Nemet poate să marcheze și face acest lucru. După ce un prim șut este parat de Dubo, Nemet atent recuperează și rea și în faza a doua, de această dată găsind breșa pe lângă portarul canadian al brașovenilor. Este din nou singurel cu Dubo. Trage alături pe lângă bara din dreapta a porții apărate de bravul portar canadian. Stadel. Șuta lui Sito și gol! Șuta lui Sito! Dubo are o intervenție și până la urmă din gura porții, dacă am văzut bine, Hakanen, nu, Ambruș Ciongor este cel care marchează 3-1, așadar Dubo nervos își rupe crosa. Acela e. Goidubolaș recuperează energic acolo pe lângă Nador, scoate lui albastră pentru Borisenko și marchează din gura porții. Cine altul decât Koger Daniel. Așadar, foarte rapid și în această a treia repriză, brașovenii înscriu. În apărare, însă, brașovenii nu se înțeleg. Sigur, au câștigat un punct oaspeții, dar merită 3 în opinia mea. Încă sunt 15 secunde pentru ca brașovenii să egaleze. Sam Jones pentru Levin, acesta scoate pentru Skachkov, alături șutul lui Skachkov. Van Vormer nu recuperează falul și omoară timpul, încă 3 secunde. Și echipa oaspete câștigă absolut meritat această partidă. Felicitări pentru Oran, Matei, Daniel și întreaga echipă din Székesfehérvár. O victorie mare împotriva haiducilor din Brașov, care, iată, iau puncte de la echipele care s-au declarat că vor să câștige Liga Erste și dau la cele care